Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Nadin Vlădescu și vă urez bun găsit la Jurnalul Cultural din această seară. Alături de principalele evenimente culturale ale săptămânii, în ediția de astăzi v-am pregătit întâlnirea cu doi scriitori extraordinari. Primul este profesorul Andrei Cornea, filozof, istoric al artei și traducător al lui Platon, Aristotel, Plotin și Aristofan din Greaca Veche, invitat cu ocazia proaspetei lansări, ieri seară, a celui de-al patrulea volum din traducerea operei integrale a lui Platon, serie publicată de către editura Humanitas. Cel de-al doilea invitat este poetul și de asemenea traducătorul Radu Vancu, în această seară la Jurnalul Cultural, în calitatea sa de diarist, cu ocazia apariției celui mai recent volum din jurnalul său, al treilea, Boala and Războiul 2020-2024. Rămâneți alături de noi, începe Jurnalul Cultural. Doar o săptămână ne desparte de deschiderea expoziției Luminile lui Caravaggio, începutul modernității în pictura europeană, care aduce în premieră în România capodopere semnate de Caravaggio și de artiștii din cercul său. Colecția Roberto Longhi a ajuns la Muzeul de Artă din Timișoara sub supraveghere și pază specializată. Toate lucrările au fost selectate cu multă atenție și grijă pentru a reda publicului un nou eveniment memorabil în orașul de pe Bega. Deschiderea oficială are loc sâmbăta viitoare. A mai rămas puțin timp până când împătimiții de artă vor putea explora cele 43 de lucrări creații ale marilor maestri, cum ar fi Lorenzo Lotto sau Giuseppe Ribera, dar și piesa de rezistență, o pictură originală de Caravaggio din 1597. Foarte puțin timp ne mai desparte de momentul deschiderii al expoziției. Ieri au sosit în jurul prânzului lucrările de la Florența, au fost însoțite pe tot în parcursul călătoriei de autoritățile specializate care supraveghează transportul. Iată, de la graniță au fost însoțite de suportul jandarmeriei. Lucrările au fost transportate cu pază specializată conform legii muzeelor și acum se află în siguranță în spațiile Muzeului de Artă din Timișoara. Și vizitarea expoziției se va face cu respectarea unor condiții pentru protejarea tablourilor, așa cum s-a întâmplat și în cazul expoziției Brâncuș. Avem și servicii de pază specializate, contractate, suplimentar față de cele inițiale. Și, bineînțeles, pe tot parcursul expoziției va trebui să susținem aceste măsuri pentru a garanta siguranța operelor. Cele 43 de opere care reprezintă reflexele inovațiilor artistice ale lui Caravaggio, însușite cu măestrie de către 33 de creatori ai picturii europene, vor putea fi admirate începând de sâmbătă, 16 noiembrie, până la finalul lunii februarie 2025. 500 de bilete s-au vândut deja pentru vizitarea expoziției, iar o noutate este că reprezentanții muzeului fac pregătirile necesare, astfel încât aceasta să poată fi vizitată și de persoanele cu dizabilități, mai cu seamă de persoanele nevăzătoare. Un bilet pentru un adult costă 80 de lei. Pentru pensionar, prețul este 40 de lei, pentru studenți 20, iar accesul este gratuit pentru mai multe categorii. Spre exemplu, preșcolarii, elevii, profesorii sau persoanele cu dizabilități și însoțitorilor nu trebuie să plătească intrarea. Expoziția este organizată și finanțată de Consiliul Județean Timiș în colaborare cu două fundații din Italia, sub patronajul Ministerelor Culturii din România și Italia. După ce a fost prezentat în peste 20 de festivaluri internaționale de film și a câștigat o mulțime de trofee, lungmetrajul Anul Nou Care N-a Fost, în regia lui Bogdan Mureșanu, pornește pe un nou drum. Pelicula a fost nominalizată la premiile Academiei Europene de Film, cunoscute drept Oscarurile Europei. Anul Nou Care N-a Fost concurează la categoria European Discovery Prix Fipresci, un premiu dedicat noilor voci care au revoluționat scena cinematografică europeană. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul unei ceremonii grandioase care va avea loc în Elveția în data de 7 decembrie. Pentru mine este o realizare la care nu aș fi sperat vreodată, iar pentru cinematografia românească cred că este o veste bună, în sensul în care orice prezență la acest nivel ne poate încuraja să continuăm explorarea unor noi teritorii, a declarat regizorul Bogdan Mureșanu. Anul Nou Care N-a Fost rulează în continuare în mai multe cinematografe din România și va fi distribuit în curând și în Franța, Belgia, Țările de Jos, Luxemburg și Grecia. Televiziunea Română este coproducător al filmului. Nu zice nimeni, dar nu de unde să vedem?
Nu fi prost. Filozofia occidentală încape toată sub umbrela lui Platon, s-a spus adesea, și sub umbra lui, dar mai ales sub lumina filozofului grec și a bogăției de teme, sensuri și învățăminte ale vastei lui opere, care ne-a parvenit în scris, aproape în forma completă în care a fost creată. Și apoi tradusă, firește, și în limba română, în traduceri succesive, dar incomplete sau rămase neterminate, la care au lucrat sau pe care le-au îndrumat și coordonat, printre alții, Constantin Noica și Petru Creția. Editura Humanitas a inițiat acest proiect remarcabil, traducerea operei integrale a dialogurilor platoniciene, ajunsă la cel de-al patrulea volum, lansat ieri seară și la București. Volumul conține dialogurile Phaedros, Parmenide, Teaetetos, Sofistul și Omul politic. Traducătorul acestei remarcabile serii, a cărei apariție a însemnat un efort gigantesc și o măiestrie ieșită din comun, este distinsul profesor și scriitor, dar și istoric al artei și filozof, Andrei Cornea, primul invitat al jurnalului din această seară, căruia îi urez bun venit! Bine v-am găsit! Bună seara, domnule Cornea! Bună seara! Este o bucurie aceea de a vorbi despre un nou volum Platon, o interpretare nouă în traducerea dumneavoastră remarcabilă. Felicitări pentru acest efort! Sper să fie remarcabil, într-adevăr! Celelalte au fost și acesta este un volum special, aș spune, pentru că include Phaedros, am putea o numi, sper, arta poetică a lui Platon. Dumneavoastră modernizați traducerea lui Platon într-un fel nemai văzut. Vorbiți-mi despre această nouă interpretare și despre libertățile pe care vi le-ați luat în traducerea operei filozofului grec. În primul rând, să arăt volumul, să se vadă în cameră. Iată-l. Este, după cum vedeți, este destul de gros. Nu mi-am luat niște libertăți exorbitante, cum s-ar putea înțelege, dar am considerat că la câteva decenii bune, 40-50 de ani de la mai vechile traduceri, dacă nu și mai mult în unele cazuri, timp în care limba noastră, limba română, s-a modificat, s-a schimbat, au apărut generații noi, au apărut sensuri uneori ale cuvintelor diferite. Este cazul să scriem puțin altfel și să traducem puțin altfel. Trebuie spus că există o manie uneori când se traduce din autori vechi, unii au tendința să traducă într-un stil îmbătrânit, arhaizant, cu multe cuvinte ieșite din uz. Parcă vor să pară o patină de vechime asupra textului. Dar Socrate, cu interlocutorii lui în Atena secolului 5 sau 4, nu vorbeau într-o limbă arhaizantă în general, vorbeau în limba curentă. În limba care lor se vorbea atunci, da, care era o limbă elegantă, precisă. Sigur că există în dialoguri, în cuprinsul dialoguri și pasaje voit arhaizante, anumite mituri, anumite pastișe după scriitori diferiți, dar asta este o altă poveste. Dar în general am preferat să acord puțină atenție unui stil ceva mai comunicativ, mai accesibil, hai să spunem așa. Nu vă întreb cât ați lucrat la traducerea operei integrale, ajuns acum la cel de-al patrulea volum. Primul volum a apărut în 2021. V-aș propune să vorbim, cum spuneam, despre Phaedros, primul dialog din acest volum, unul dintre cele mai celebre. Da. Și vă întreb dacă îl putem numi arta poetică a lui Platon, pentru că acoperă poate cele mai mari, da, și cele mai multe teme. Dar i-aș spune, înainte de arta poetică, i-aș spune arta iubirii. Și a frumosului. Pentru că Phaedros are două părți despre care s-a discutat mult cât de bine sau cât de mult ele se combină între ele. În realitate, prima parte, care este și cea mai atrăgătoare, care pentru cititorul modern este o satisfacție și o bucurie deosebită, constă în trei discursuri despre iubire, dintre care unul este, de fapt, poate o pastișă după scriitorul și sofistul Lysias. Un al doilea este făcut de Socrate, având aceeași teză cu Lysias. Și al treilea
este tot al lui Socrate, dar care inversează lucrurile. Care e tema? Tema e dacă cel care iubește este descreierat, e nebun sau nu e. Iar dacă e nebun, dacă merită să fie crezut, merită să fie iubit, merită apreciere sau dimpotrivă, dacă trebuie să te ferești de ăsta care e îndrăgostit și care e nebun. Socrate... Și Socrate va spune în ultimă instanță, prin Socrate e purtător de cuvânt al lui Platon, credem noi, că da. După ce inițial negase povestea asta, dar în final va spune, da, nebunia asta a Erosului este cea mai înaltă formă de relație cu divinitatea, cu zeul, și în același timp ea este și o legătură cu filozofia. În acest dialog apare și alegoria sufletului, această imagine faimoasă din opera cu carul naripat, cu tras de doi cai, dintre care unul e alb și bun și celălalt este negru și rău, și vizitiul este și el încearcă să conducă acest car. De fapt, este o alegorie a sufletului, cum spuneți. Vizitiul este elementul rațional, calul cel bun este elementul pasional, iar calul cel rău este elementul instinctual, apetitiv. În ce măsură reușește vizitiul să echilibreze carul, asta e marea problemă. E una din celebrele alegorii ale lui Platon. Vorbeam de modernitatea traducerii dumneavoastră, de felul în care ați modernizat nu numai forma, dar și conținutul, și de interpretările dumneavoastră care au devenit celebre. Ați afirmat altădată că mitul peșterii poate să fie o alegorie a mass-mediei din ziua de astăzi, care ne ține în umbră. La fel, referindu-vă la o anumită parte a acestui dialog, ați vorbit într-un articol din Dilema din martie anul acesta despre zeul egiptean Teut, care a inventat literele și cuvintele. Este o veche problemă. Neprimite de către... Neprimite către problema media, rege. Către problema nocivității, eventual, a unui nou mijloc de comunicare. Scrisul. În vremea lui Platon era vorba de scris în raport cu oralitatea. Acum putem să vorbim despre, digitalul în raport cu analogicul sau televiziunea în raport cu lipsa ei, în raport cu presa scrisă. Da. Și ideea este că aceste mijloace noi, în pofida avantajelor și marilor beneficii concrete pe care le aduc, sunt primejdioase și pot să ne facă să uităm mai ușor, să ne antrenăm mintea mai puțin, și mai ales pot crea manipulare, pot crea posibilitatea de a transforma adevărul, de a nu mai cunoaște, de a nu mai recunoaște adevărul. La fel se întâmplă și în exemplul pe care l-am dat cu regele Tamos sau Tamous, care acceptă acest dar, oripilându-i pe cititorii din toate timpurile. Da. Dar să știți că e o problemă însă și a platonismului, pentru că această rezervă, reacție negativă față de scris, vine din partea unui mare scriitor, care este Platon. Adică, multă vreme învățații și-au pus întrebarea cum poate Platon să-și denigreze propria lui operă cumva. Da, fiind unul dintre filozofii cu opera scrisă. E un mister aici care n-a fost și nu are cum să fie rezolvat, că nu avem mai multe informații decât astea pe care le avem. Am putea spune că el inventează chiar noțiunea de feedback, pentru că răspunsul lui Tamous, refuzul cărții și al cuvântului scris, se bazează tocmai pe lipsa acestui feedback din comunicarea orală în interacțiunea dintre discipol exact, și maestru. El spune, până la urmă, cartea este mută, adică textul este mut, poți să-i pui de 100 de ori aceeași întrebare și el nu o să spună altceva, și atunci se deschide calea interpretărilor infinite și posibile. Culmea e că asta s-a întâmplat cu Platon însuși. Da. Textul lui a devenit obiectul a sute și sute de interpretări, unele foarte divergente, de-a lungul sutelor de ani, miilor de ani, 2000 și ceva de ani. Asta s-a întâmplat. Deci, Tamous a putut să spună multe, dar până la urmă Teut, zeul egiptean al scrisului, a avut dreptate. Aș vrea să vă întreb, ca lingvist și ca scriitor, cum
Cum găsim pronunția corectă la Platon? Pentru că au fost mai multe traduceri cu mai multe feluri de pronunții. Există și Fedru, există și Fedra, există și Teaetetos. Da, noi am adoptat noi, adică încă din ediția din... Și variante mai scurte sau cu accentele modificate. Contează în lectura lui Platon sau în vorbirea despre ele aceste mici diferențe? Sunt ele relevante pentru o nouă traducere? Greaca veche se pronunța oarecum așa cum se scria, aproximativ. De exemplu, diftongul ai din Phaedrus se pronunța ai. Da. După un timp, în preajma erei noastre, sau poate chiar mai târziu, în epoca romană, bizantină, ai a început să se pronunță e, deci Fedros. Ca în franceza modernă. Ca în franceză, exact. De aici Fedru și Fedra. De aici Fedru și Fedra, dacă schimbăm terminația, dacă o simplificăm. Și tot așa s-a întâmplat și cu alte litere sau alți diftongi. De aici au apărut două maniere de a citi limba greacă. V-am întrebat lucrul acesta și pentru că o critică adusă traducerilor în general din greaca veche este aceea a prețiozității sau a densității textului în care nu poți intra, care beneficiază în general de o introducere amplă, care mai mult amețește cititorul și care ar trebui citită la sfârșit. Ori dumneavoastră reușiți tocmai să aduceți textul aproape de cititor, ca și cum ar asculta o discuție. Sper să aveți dreptate. Ar fi bine să fie așa. Am încercat să fac asta. Într-adevăr, introducerile nu au pretenția să spună niște lucruri exorbitante și extraordinare, nu prea se pot spune. Știți cum e aici? Dacă ești prea original, ești fals. Da. Dacă ești neoriginal, ești devii plat. Da. Deci nu poți să spui niște lucruri nemaipomenite, pentru că totuși de sute și sute de ani s-au cam spus. Dar poți să explica măcar cu claritate pozițiile, ceea ce am încercat să fac în diversele volume. Primul volum, de exemplu, are o istorie a interpretărilor în general la Platon și ale modurilor de a-l interpreta pe Platon în general. Iar aici, sigur, sunt legate de dialogurile respective. Exemplu, un dialog extrem de dificil și aproape criptic, care este Parmenide. La el există câteva interpretări fundamentale, între care una e neoplatoniciană, foarte metafizică, altele sunt moderne, sunt și ironice. Am încercat să le prezint cititorului pe scurt, pentru ca să-și facă o idee și să decide singur dacă vrea să adopte una dintre lecturi sau pe niciuna. Și ca să înțeleagă modernitatea lui Platon și felul în care a citit filozofie și a citit Platon mai ales, ne ajută în viața de zi cu zi în practicalitatea ei. Da. De ce să citim Platon și cum să ne apropiem de scriitori morți de mult și care vin cu această aură aproape intangibilă pentru un cititor comun? Cazul lui Platon e un caz fericit față de altele, probabil. În primul rând, Platon, putem să-l citim pentru că e frumos. Pentru că realmente sunt câteva dialoguri, destul de multe, de așa ați spus și Phaedrus, de exemplu, sau Phaedon, sau Banchetul în celălalt, în volumul 2, dar și dintre dialogurile mici, care sunt o bucurie să le citești, să le recitești și să le studiezi. Și aici, într-un dialog mai puțin citit, poate, cum e Omul politic, întâlnim un extraordinar mit cosmologic al universului. Deci, universul care se mișcă în două direcții contrare și într-o eră în care oamenii se nasc bătrâni și mor în pământ copii. Și ceva foarte straniu, bizar. Un fel de Benjamin Button. Da, un film dat invers, ceva de tipul ăsta. Merită de citit și de reflectat asupra sensului acestui. Rămân foarte multe întrebări deschise și cât de grea a fost traducerea lui Platon. Mulțumesc foarte mult, domnule Andrei Cornea. Și eu vă așteptăm la Jurnalul Cultural cu alte traduceri la fel de bune, dacă zeii vor îngădui asta. Mulțumesc!
Galeria Romană din București și-a propus un amplu program de recuperare a marilor nume care au contribuit la definirea modernității în pictura românească. Luna noiembrie îi este dedicată lui Ștefan Sevastre, un artist de formație clasică al cărui demers abstract, asumat, se revendică. De la neoplatonicism și de la neoplasticismul lui Piet Mondrian. Galeria Romană împlinește o datorie de onoare prin a-l expune și a-l omagia pe Ștefan Sevastre, cel mai coerent pictor abstract din ultimele decenii. Artistul, plecat dintre noi în 2017, a avut și o impresionantă carieră didactică. Printre discipolii săi se numără figuri remarcabile ale modernității românești, precum Mihai Sârbulescu și Cristian Paraschiv. A-l expune pe Ștefan Sevastre înseamnă a împlini cumva un program al galeriei axat pe modernitatea românească contemporană. Și atunci, alături de Paul Gherasim, de Constantin Flondor, de Mihai Horea, artiști pe care i-a expus Galeria Romană, era nevoie de cealaltă voce. Vocea abstractului aproape conceptualist, Ștefan Sevastre. Lucrările expuse la Galeria Romană fac parte din moștenirea familiei pe care fiul artistului, Mirondoru Sevastre, o pune la dispoziția publicului. Expoziția de față este un sumum de opere din perioada de vârf a lui Ștefan Sevastre, deci sunt anii 70 până în 85-86 și ilustrează temele, direcțiile, preocupările lui. Neoplasticismul este aici exprimat ca o ilustrare a lecțiilor pe care le ținea la Tonița profesorul Ștefan Sevastre, dar este exprimat sensibil prin raporturi de valori, prin raporturi între culorile primare. O lume limpede în care echilibrul și claritatea geometrică se îmbină perfect, în compoziții cu axe de simetrie mobile, ordonate după proporția de aur, astfel am putea descrie creația maestrului Ștefan Sevastre. Este în pictură un maestru al echilibrului, al echilibrului valorilor. Expoziția rămâne deschisă la Galeria Romană din București până la sfârșitul lunii noiembrie. În viziunea platoniciană asupra lumii și a cetății, poeții au fost izgoniți. Aceasta este interpretarea pe care o auzim cel mai adesea. Dar, citit cu atenție, textul lui Platon, Republica, arată că, de fapt, Platon nu îi alungă pe poeți, ci doar le rezervă un alt rol. Unul al implicării civice și al schimbării lumii din interior, rol asumat într-adevăr de unii dintre poeții și scriitorii contemporani, care, departe de a rămâne izolați într-un turn de fildeș, participă activ la schimbarea lumii în bine. Unul dintre aceștia este, fără îndoială, poetul, traducătorul, scriitorul, activistul civic, dar și curajosul diarist Radu Vancu, al cărui jurnal, publicat de editura Polirom, a ajuns la cel de-al treilea volum, publicat recent, Boala and Războiul 2020-2024, care le urmează primelor două, Zodia Cancerului, jurnal 2012-2015 și Răul, jurnal 2016-2020. Radu Vancu se află în seara aceasta alături de noi prin Zoom. Bună seara, Radu, și bine ai venit la Jurnalul Cultural. Bună seara, Nadine, mulțumesc pentru invitație. Eu îți mulțumesc că vii să vorbești despre un lucru foarte intim, scrierea de jurnale. Acest al treilea volum este extraordinar, la fel de bun și de pătrunzător ca și celelalte. Aș vrea să te rog să-mi povestești cum a început scrierea lui. Spuneam că el cuprinde porțiunea cea mai grea din istoria noastră, cea mai recentă, pandemia de COVID-19 și apoi războiul din Ucraina. L-a început în 20 februarie 2020. Da, acest al treilea volum a început practic simultan cu, sau foarte puțin înainte de declararea pandemiei și a fost contemporan cu aceste două traume istorice, pandemia și războiul din Ucraina.
E fără dubiu secțiunea de jurnal care acoperă cea mai traumatică perioadă. În vreme ce scriam la ea, mi-am adus aminte că într-o cronică foarte generoasă la primul volum, Mihai Iovănel spunea că, din fericire, jurnalul meu nu are cadrul istoric îngrozitor pe care îl avea Sebastian, că descrie o istorie mult mai blândă. Așa era. Din păcate, însă, istoria a ținut să-și ia revanșa și m-am trezit scriind un jurnal intim care era în egală măsură și despre cele mai extime evenimente, cele mai brutale și mai traumatice evenimente pentru noi toți. Moartea colectivă, pandemia și un alt fel de moarte colectivă care e războiul. Un jurnal care devine o mărturie a vremurilor noastre și în el ne regăsim cu toții, regăsim nu numai sentimente și gânduri pe care le-am avut în acești 4 ani, dar și o schiță foarte realistă și foarte emoționantă a vremurilor pe care le trăim. O caracteristică a acestui volum este chiar titlul. Boala and amp, războiul, ampersand, este un semn grafic pe care îl folosești foarte des în siajul poeților moderniști și mai ales al bitnicilor, de la Allen Ginsberg citire. Spune-mi, te rog, cum ți l-ai apropiat și cum îl folosești? Trebuie explicat că ampersand este un semn, dar și un concept care își conține propria definiție în forma sa grafică, and per se and, și ca sine însuși, și o contragere grafică a literelor E și T din latinescul et, și semnul tău distinctiv în poezie. Eu am început să-l folosesc, într-adevăr, după ce am citit pe americani, pe John Berryman mai ales, dar nu numai pe el, însă de el am fost într-o vreme cel mai apropiat sufletește. Mi-a plăcut semnul acesta pentru care și am început să-l folosesc mai întâi în poezie, apoi în jurnal, din câteva motive. În primul rând, e foarte economic, îți permite să eviți într-o enumerare aglomerarea deșeuri. În al doilea rând, poți să faci o diferențiere mult mai utilă între conjuncția și adverbul și folosindu-l. În al treilea rând, în poezie îmi plăcea cum arăta în pagine. Era și grafic, estetic vorbind, îmi plăcea felul în care arătau segmentele de text legate de el în pagină, și în poezie e foarte important și aspectul ei grafic, de pictopoezie, să-i spun așa. Cum arată poemul ca un fel de pictură tipografică pe pagină. Astea au fost motivele, nu e ceva mai sofisticat sau mai complicat de atât. Însă am avut și cronici sau reacții, inclusiv pe rețele sociale, în care mă certau oamenii, li se părea că nu e un semn suficient de românesc. Pe mine nu mă deranjează asta, în fond geniul limbii române e acela de a absorbi enorm. De asta și avem o poezie atât de bogată, o literatură minunată, fiindcă limba română e probabil unul dintre cele mai eficiente melting pot-uri de pe planeta asta. Deci e loc și de un mic semn grafic pe lângă toate absorbțiile minunate pe care le-a făcut deja limba română. Un mic, mare semn grafic care devine semnul tău distinctiv, unul dintre ele. Cât de curajos este acest gest de a scrie jurnal pe lângă disciplina de care e nevoie, o disciplină de fier a unui scriitor, dar exhibarea aceasta publică în volume succesive de atâția ani, deja de 12 ani de când ți-ai impus acest lucru, vine cu ce? Care este resortul interior pentru a scrie jurnal? Eu l-am început fără să știu că va fi publicat. Primul volum este Zodia Cancerului, e singurul dintre ele pe care l-am scris fără conștiința publicării. Am început să-l țin în vara lui 2012, pentru că mi-a părut un volum de poezie, Frânghiam Florită, nu mai puteam scrie decât exact în felul de acolo și eu n-am vrut să fac asta la nicio carte de poezie. Chiar dacă evenimentele biografice uneori coincid, moartea tatălui meu, nașterea fiului, relația complicată pe care am avut-o acum
vreo 15-20 de ani cu alcoolul, iubirea pentru soția mea, biografiile mele sunt cam aceleași. Mulțumesc foarte mult, Radu, mulțumesc și te așteptăm la București, la Jurnalul Cultural, alături de noi în platou. Două cărți așadar de neratat, Platon și Jurnalul lui Radu Vancu. O altă carte importantă, Camel Daoud, este câștigătorul ediției din acest an a premiilor Goncourt pentru romanul Uri, publicat la editura Gallimard. Scriitorul este primul franco-algerian recompensat cu prestigioasa distinție franceză. Romanul său este o ficțiune despre masacrele din deceniul negru algerian din anii 1992-2002. Camel Daoud, în vârstă de 54 de ani, a fost desemnat câștigător după primul tur de scrutin cu 6 voturi din partea juriului Academiei Goncourt, instituția care decernează cel mai important trofeu din universul literaturii franceze. Volumul Uri este un roman întunecat despre destinul lui Ob, o tânără care a rămas mută după ce un islamist a atacat-o cu un cuțit pe 31 decembrie 1999. Decizia juriului de a-l onora pe Camel Daoud a fost în primul rând un act de curaj politic. Algeria a decis să interzică cărțile editurii Gallimard la Salon International du Livre d'Alger din cauza romanului autorului. Vă reamintim că anul acesta cele 4 romane finaliste în cursa pentru premiul Goncourt, printre care și cel al lui Daoud, au fost anunțate chiar la București. Romanul Uri va fi publicat anul viitor și în România la editura Anansi World Fiction. A ne plânge de orice a devenit jocul preferat al oricărui cetățean al acestei democrații. Este ceea ce spune răspicat scriitorul francez Pascal Bruckner, unul dintre cei mai iubiți autori în rândul publicului român. Bruckner și-a lansat la București o nouă carte, incomodă și pasibilă de a genera controverse prin subiectul abordat. Sufăr, deci exist, portretul victimei ca erou. Aflați cum a fost scris și gândit acest eseu ce analizează cultul victimizării din interviul realizat de jurnalista Ana Maria Onisei. Sufăr, deci exist, portretul victimei ca erou este o prelungire a unui alt eseu de succes cu care Pascal Bruckner a depășit tabuuri în anii 90, Tentația inocenței. De data aceasta, scriitorul francez analizează mecanismul complex al unui fenomen care a luat amploare în zilele noastre, victimizarea. De la istorie la rolul politicienilor și al cetățenilor, Pascal Bruckner punctează mai multe realități incomode. Pascal Bruckner, yes. You're approaching a very sensitive subject with your new book. Why is it necessary to talk about the victim as a hero? Because it's a very sensitive subject, and I think it was necessary to deal with that kind of topic, because in France it's a very touchy subject, and you can cross a line if you dare speaking about victims and non-victims. So that is why I did it. What is the role of the politicians in changing this paradigm? The politicians are just a mirror of the public opinion. They don't have an opinion by themselves. They just try to catch the attention of the people and by being more demagogic. But in the political world, you can feel a lot of this victimhood culture. When Trump compares himself to Navalny, when Eric Zemmour in France, which is the far-right politician, speaks of a genocide of the French by the migrants. You know, you have all kind of examples that show that victimhood culture is shared by the right and by the left. Avem din ce în ce mai multe dificultăți în a ne confrunta cu propriile dureri, tindem să confundăm problemele mici cu tragediile și ne place să fim victime, spune Pascal Bruckner, pentru că vrem să atragem atenția. A ne plânge de orice a devenit jocul preferat al oricărui cetățean al acestei democrații, punctează cunoscutul scriitor francez. The mystery of this victimhood culture is that misery gives you a destiny. We've been a spoiled generation. We have had everything we wanted to, and so we hate to be refused every want that we wish to have, and everything is owed to us,
And whenever you refuse something to the citizen of the rich world, they feel like victims. Cât privește reacțiile și controversele stârnite de carte, scriitorul francez mărturisește că nu a avut parte de un atac frontal. When people didn't like the book, they didn't speak about it, which is more subtle. I felt that I touched a taboo. Because, you know, when someone suffers, you bow in front of this person and you say, oh, she is sacred. But if you don't bow, if you say, are you really suffering? Is it true? Can you compare your sufferings with the sufferings of people of World War II or people in a war zone? Is it really the same? So people feel at unease. Cititorii vor găsi în volumul Sufăr, deci există portretul victimei ca erou, un capitol care deconstruiește propaganda putinistă. There is a chapter about Putin which concerns every Romanian citizen because Russia is next door to you. And I try to demonstrate how victimhood culture is used by the Russian power to aggress Moldavia, Poland, Baltic countries, and of course Ukraine, because the Russians are the victims and the Ukrainians are the Nazis. This kind of rhetorics works very well in Russia. Pentru eseul Sufăr, deci există portretul victimei ca erou, Pascal Bruckner a lucrat timp de 3 ani. Scrie în micul său apartament de 80 de metri pătrați din inima Parisului, situat aproape de Muzeul Picasso, de la fereastra căruia poate privi centrul istoric. I see roofs, and from one window I see the street, but I see roofs and birds, pigeons and crows, yes, and my neighbors. Un adevărat scriitor fenomen în România, încă de la publicarea romanului Luni de fiere, Pascal Bruckner mai crede și că cititoarele vor fi cele care vor salva lumea cărților și spune că se simte bine la cei 75 de ani ai săi. A fost un fenomen exploziv. Pur și simplu, prima vizită a lui Pascal la București a însemnat mulțimi de oameni care voiau să ia autograf, pentru că Hoții de frumusețe a fost un manifest pentru o literatură cenzurată până în acel moment. Noul volum semnat de Pascal Bruckner, Sufăr, deci există portretul victimei ca erou, este disponibil în librăriile din întreaga țară. Picturi pe pânză, realizate cu pigmenți acrilici și plante naturale transformate în instalații de artă. Iată ce ne propune Ioana Stana odată cu cea mai recentă expoziție a sa, Fire de timp. Lucrările pot fi văzute în foaierul sălii studio a Teatrului Odeon din București. Pentru expoziția Fire de timp, Ioana Stana s-a inspirat din învățămintele profesorilor care i-au ghidat drumul în artă. Așa că lucrările ei adună în culori și forme inedite un întreg univers de sentimente. Acum 4 ani de zile, având o imagine așa asupra temei, dar nu mai mult, am văzut pentru prima oară tigve după mai mult de 30 de ani. Și am zis, trebuie să fac ceva cu ele. Ce să fac cu ele? Și atunci am zis, naturi statice, nu merge. Și atunci am început să zic, dacă tot au apărut tărtăcuțe peste tot, hai să încep să lucrez și cu ele. Pentru mine toate astea sunt o poveste. Și dacă sunt o poveste, atunci ar trebui ca din start să le gândesc ca pe poveste. Lucrările au fost prezentate publicului de criticul de film Manuela Cernat, care a descris atât sensibilitatea artistei, cât și relevanța unei astfel de expoziții într-un spațiu destinat spectacolelor de teatru. Există artiști cu atâta forță interioară încât să poată să ne cheme să ne rupem puțin de tumultul lumii exterioare, ca să ne cufundăm într-o lume de poezie, de frumusețe și de visare. O știu pe Ioana de când era copil. I-am urmărit ascensiunea. Este o personalitate cu totul excepțională în peisajul artelor noastre plastice și al poeziei, pentru că este și poetă și poezia din volumele ei se răsfrânge și în lucrările ei. Ioana Stana, 2 soapte, undeva, pitit sub ape, în orașul părăsit, am ascuns acele soapte care nu le-ai auzit. Stau închise într-o cutie, nici departe, nici aproape, îngropate în apa vie,
și vrăjit în trei etape. Are în ea un har cu totul special să găsească idei de a descoperi în acest fruct al pământului o inspirație pentru picturi care ne trimit spre lumea teatrului. Expoziția cuprinde atât picturi cât și diverse plante, cum sunt tigvele. Uneori sculptate sau pictate, alteori naturale, ele sunt prezentate sub forma unor instalații. Poziționarea lucrărilor în cerc, asemenea unei bucle temporale, invită privitorul în lumea magică a poveștilor, dar și în realitatea prezentului, care poate căpăta sensuri noi, ca într-o spirală a vieții. Este nemaipomenit când cineva face un lucru atât de deosebit, pentru că ea este o artistă deosebită, se muncește de 4 ani să nască expoziția asta și e ca în Eugen Ionescu în Rinocerii, Beranger la sfârșit, care spune nu, eu am să mă lupt și am să fiu om până la capăt și am să mă lupt și n-am să abdic de la postamentul meu uman. Expoziția Fire de Timp rămâne deschisă la Teatrul Odeon până la finalul lunii noiembrie. O căutare prin bogata arhivă a televiziunii române a scos la lumina O mică nestemată, un interviu realizat de regizorul Jean Georgescu cu actorul Nicolae Neamțu Otonel în toamna anului 1978, prilej de rememorare a circumstanțelor în care a apărut primul film românesc de ficțiune, realizat de Grigore Brezeanu în anul 1912 cu titlul Amor Fatal, o peliculă pierdută, din păcate, pentru noi astăzi. Așadar, o întâlnire între doi mari creatori de film. Să nu uităm că Jean Georgescu a fost un pionier al comediei cinematografice românești. A semnat în 1942 regia filmului O noapte furtunoasă, considerat o capodoperă cinematografică în care a jucat inegalabilul Radu Beligan. Din păcate însă, Jean Georgescu a avut neșansa ca întreaga carieră să-i fie umbrită de cenzura comunistă. Cel de-al doilea protagonist al peliculei de arhivă, actorul Nicolae Neamțu Otonel, născut pe 4 noiembrie 1885, și-a făcut debutul în cinematografie în acest prim film românesc, Amor Fatal, după care și-a construit un palmares bogat, inspirat din istoria și literatura națională. Vă invităm așadar la o plimbare prin Cismigiu, puțin altfel, în compania celor două mari nume ale filmului românesc, în episodul al doilea al rubricii Loazir cu stil, propusă și realizată de Irina Irșai Gafar. Plimbare prin Bucureștiul anilor 80, pe aleile Parcului Cismigiu, unul dintre cele mai vechi și mai la modă parcuri, împreună cu regizorul Jean Georgescu și actorul Nicolae Neamțu Otonel, ne aduce în memorie primul film românesc de ficțiune, realizat de Grigore Brezeanu pe 18 septembrie 1911. Filmul a avut premiera la Cinema Pathé în clădirea Hotel de France. Din păcate pentru noi, astăzi filmul s-a pierdut. Grigore Brezeanu este considerat un regizor avant la lettre, fiind el însuși fiul unui actor consacrat al scenei românești, Ion Brezeanu. În 1912, când se împlineau 35 de ani de la războiul de independență din 1877-1878, tânărul Grigore Brezeanu, sprijinit de o asociație de artiști ai Teatrului Național din București, propune realizarea unui film de lung metraj cu titlul Independența României, pentru care este distins în octombrie 1912 cu medalia Bene Merenti, clasa a doua.
Rolul regelui Carol I era jucat de Aristide Demetriad. Se pare că regele însuși a vizionat filmul înainte de premiera de la 1 septembrie 1912. Din păcate, având o constituție firavă, Grigore Brezeanu moare în timpul unei epidemii în anii primului război mondial, la numai 28 de ani. Cine își mai aduce aminte astăzi de aceste filme? Amor fatal era o dramă sentimentală, realizată, spun unii, după o piesă de Marc Fournier, aflată în repertoriul Teatrului Național din București. Actorul Nicolae Neamț Otonel pretinde însă că pelicula ar fi fost pur și simplu filmarea unui spectacol într-o grădină de vară care adunase mult public. Adevărat sau nu, filmul conținea scene filmate în diferite grădini de vară și localuri celebre din capitală sau la Băneasa. Filmările au fost realizate de operatorul francez Victor Debon, care lucra la casa de film Pathé, cel care avea să filmeze în anul următor și grandioasa înmormântare a lui Ilei Caragiale. Amorul s-a dovedit fatal și pentru cei doi protagoniști. Lucia Sturza și Toni Bulandra se căsătoresc la numai câteva luni după premiera filmului, în aprilie 1912. Mărturii despre existența acestui film au existat din plin în publicațiile vremii, începând cu L'Indépendance rumen, care la sfârșitul secolului al XIX-lea oferea trecătorilor indiferenți, gratuit, în vitrina ziarului, primele demonstrații de cinematograf la București. Dar poate mai interesant ar fi să ne întoarcem în timp în toamna anului 1978, pe aleile parcului Cismigiu, și să ascultăm amintirile unui supraviețuitor întârziat, cum a fost numit actorul Neamțu Otonel, care a rămas printre noi până în anul 1982. E aici, astăzi, este restaurantul Berlin. În 1910, aici, în acest restaurant Berlin, am vizionat filmul Amor Fatal. Era o sală de cinematograf unde nu erau mese sau scaune de restaurant. Sală de cinematograf. Sunt totuși încântat și eu și probabil și alți cineaști că vă cunosc și că știu că ați pus o cărămidă la această clădire a cinematografiei. O cărămidă poate puțin, fiindcă ai mai jucat și în alte filme. Da, e adevărat. În Brigada lui Ionuț, Telegrame, Popescu 10 în control, Tezaurul de la Pietroasa, mă rog... Asta e cărămidă, nu glumă. Atâta vreme cât ai o pasiune pentru ceva, pentru o meserie, fie manuală, fie artistică, ai pasiunea pentru asta, nici o muncă nu ți se pare grea. Treci peste orice impediment și realizezi. Atâta vreme cât nu te interesează și să dormi că ce este greu. Amintiri. Da. Dar aș vrea să vă pun o întrebare indiscretă. Mă rog. Câți ani aveți? Maestre dragă, deocamdată 93. Însă cu drept de prelungire. Deocamdată nu. Da, da. Asta îmi place. Da, da. Deocamdată. Eu nu i-am ce. Doamnelor și domnilor, aici se încheie Jurnalul Cultural din această seară. Sunt Nadine Plădescu și vă dau întâlnire mâine seară de la ora 22, aici pe TVR Cultural, la o nouă ediție a jurnalului, alături de invitați extraordinari din domeniul artelor și filmului. Rămâneți alături de noi, urmează un concert de jazz. Vă doresc o seară frumoasă, la revedere!